Salutări, fain Lego! Asta pentru voi, un set din gama Lego Dreams, Mateo și robotul Ziploc. Are 237 de piese, este dedicat celor de 7 ani și mai mari, iar robotul are o dimensiune de 16 cm. Setul este inspirat din seria TV Lego Dreams și prezintă scena în care Ziploc se transformă într-un robot și împreună cu Mateo încearcă să-l salveze pe Jaden, care a fost răpit de monstrul de coșmar. Robotul Ziploc este în mare parte alb și îmi plac aceste piese verzi transparente folosite pentru a evidenția capul, cotul și genunchiul. Pe piept are câteva stickere, iar ochii îi sunt printate pe această piesă. Se poate echipa cu mai multe arme. Eu, de exemplu, am ales să îi pun un blaster pe umăr și unul în mână. Include și o mini-construcție a unui Grimspun, care este un personaj negativ din armata Regelui Malefic. În plus, primești și două minifigurine pe Mateo și pe Jaden, care sunt personaje principale din show-ul TV. Au accesorii specifice, precum un creion baston și o clepsidră. Mateo are fire verzi în păr și printuri detaliate, iar Jaden are acel aparat dentar foarte haios reprezentat. Este articulat, îi se pot mișca mâinile, picioarele și îi se poate roti foarte ușor corpul, iar această armă de pe umăr poate lansa niște piese mici verzi. Construcția este una foarte ușoară și foarte distractivă. Și în cartea de instrucțiuni ai două variante disponibile pentru a-l echipa pe Ziploc. Fie îi pui accesoriile pe care le-am pus eu, fie poți să-i construiești o cască și un jetpack. Este un set foarte reprezentativ acestei game Lego și îl poți crea pe unul dintre cele mai iubite personaje din seria TV Lego Dreams. Cu toate aceste mini-construcții și mini-figurine, modalitățile de joacă sunt nelimitate și depind doar de imaginația ta. Recomand acest set tuturor fanilor gamei Lego Dreams și eu cam atât am avut de spus pentru voi astăzi. Nu uitați să le dați un follow pe Instagram, Facebook, TikTok și desigur un subscribe pe YouTube. Și ce să vă zic, până ne vedem data viitoare, spor la construit!